Primarul Severinului Constantin Gherghe a câștigat din nou în fața liberalilor. Este vorba despre un proces intentat acestuia de liberali, prin care solicitau instanței emiterea unei hotărâri judecătorești, prin care să oblige prefectul Demehidinț să emită un ordin de suspendare din funcție a primarului în funcție al Severinului. Ieri a fost ultimul termen, de fapt, pentru el s-a amânat pronunțarea la Curtea de Apel Craiova, în acțiunea formulată de către PNL, Mehedinț și Turnul Severin, în care solicita să oblige prefectul să emite un ordin de suspendare a mea pe un act al Agenției Naționale de Integritate din 2009, pe care îl câștigasem și atunci, l-a anulasem și atunci. Și eu cred că instanța și-a făcut datoria, a făcut dreptate. Cât privește demersul făcut de către PNL, nu rămâne decât să lăsăm să judecați dumneavoastră, presa, să judece cetățenii. Personal, cred că s-a făcut un act de dreptate și era și firesc. În condițiile în care primarul Gherghe ar fi fost suspendat, unul dintre cei doi viceprimari ar fi preluat prerogativele de primar. Au încercat cumva liberalii să forțeze nota și să își impună un primar, un viceprimar cu atribuții de primar pentru perioada până la alegeri? Îmi permit să fac un mic comentariu la întrebarea dumneavoastră, pentru că de-a lungul timpului am fost promotorul unui discurs politic pozitiv. N-am suportat răutatea în politică, n-am suportat atitudinea negativistă și negativă în politică. Socotesc că aveți dreptate în ceea ce spuneți. În schimb, tot personal pot să spun că n-au câștigat nimic dacă este vorba de un bila albă sau ceva puncte electorale, pentru că eu sunt convins că oamenii și toți severinenii și cetățenii își doresc oameni care să gândească pozitiv, își doresc oameni și aleși care să facă ceva, să dovedească ceva. Nu cred că își doresc oameni care gândesc negativ, oameni care își doresc rău altora. Acum liberalii ar fi și bun de plată pentru cheltuieli de judecată sau chiar pentru daune morale, în caz că Gherghe se va îndrepta în instanță împotriva lor.